Meci extrem de dificil pentru Elba în finala Ligii Centrale Europene. Alba Com Székes Fehérvár s-a impus în primul sfert la doar 2 puncte diferență, 17-15. În sfertul 2, maghiarii au marcat 30 de puncte, în timp ce jucătorii lui Petricevici au înscris doar 16. Astfel, Elba a intrat la pauza mare condusă cu 47-31. Sfertul 3 a fost unul mai reușit pentru timișoreni, însă nu suficient de bun ca să reducă handicapul. Alba Com s-a impus cu 72-54. Căzuți fizic în ultimele 10 minute, basketbaliștii de la Elba au pierdut în fața maghiarilor fără drept de apel cu 92-66. Very happy. Suntem foarte bucuroși, a fost un campionat destul de greu și este foarte important că am câștigat cupa atât pentru club cât și pentru întreaga Ungaria acest titlu. Este evidentă diferență de valoare între aceste două echipe și poate nu atât de valoare cât de experiență, cât de acest bagaj de cunoștințe în meciurile sau cu miza foarte, foarte ridicată. Eu cred că noi am depășit condiția chiar și calificându-ne în finală. Probabil era de așteptat să ne calificăm în finală, deci pot să spun că nicio echipă din cele trei, celelalte trei, nu putea să spune că nu avea șansă să joace în finală. Însă Alba Com, într-adevăr, a arătat cea mai bună formă și cea mai mare valoare la acest turneu.